Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la jurnalul TV Giurgiu. Să urmărim pentru început principalele subiecte ale zilei. Giurgiu este sub media pe țară la evaluarea competențelor digitale. Giurgiuvenii consideră că nu avem investitori în oraș. Deputații au aprobat scăderea TVA la 19%. Firmele care angajează absolvenți primesc subvenții de la buget. Dunărea Giurgiu Dinamo București, un meci al gloriilor de altădată. Doar 15% dintre liceenii giurgiuveni au obținut certificatul de utilizator experimentat la proba de evaluare a competențelor digitale a examenului de bacalaureat. Cu aceste rezultate, județul Giurgiu se află sub media națională, unde 25% dintre candidați au primit calificativul experimentat. Absolvenții de liceu au susținut în perioada 15-19 iunie proba de evaluare a competențelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat. Potrivit datelor centralizate de Ministerul Educației, 25% dintre candidați au obținut certificatul de utilizator experimentat la această probă. La Giurgiu, procentul este mai mic. Doar 15% dintre liceenii giurgiuveni au primit calificativul experimentat, în timp ce 1,5% nu au obținut niciun calificativ. La probele de competențe digitale, elevii din județul Giurgiu au obținut următoarele rezultate. 232 dintre aceștia au obținut calificativul experimentat, 401 avansat, 483 mediu și 371 începători. Statistica pe licee arată că cele mai multe certificate de utilizator experimentat au fost obținute la Colegiul Național Ion Maiorescu, 46%. 25% s-au înregistrat la Liceul Dimitrie Bolintinanu din Bolintin Vale, 15% la Seminarul Teologic Teoctist Patriarhul, 11% la Liceul Tudor Vianu, 6% la Liceul Udriște Năsturel Hotarele, 2% la Liceul Tiu Dumitrescu Mihăilești și câte 1% la liceele Nicolae Cartojan și Miron Nicolae. La celelalte 5 licee din județ, niciun elev nu a obținut calificativul experimentat la proba de competențe digitale. Giurgiuvenii își iubesc orașul și sunt destul de indulgenți atunci când vine vorba despre aspectele mai puțin plăcute pe care le întâlnesc uneori la tot pasul. Ei sunt însă și suficient de exigenți, mai ales în ceea ce privește gradul de civilizație, dar și dezvoltarea unor noi obiective. Locuitorii municipiului, dar și cei care trăiesc în localitățile învecinate, sunt de părere că, deși avem cu ce ne mândri, mai sunt multe de făcut în oraș. Astfel, cei cu care am stat de vorbă au dovedit că au spirit de observație. Ce să vă zic? Curățenie mai multă. Ar trebui curățenie? Ar trebui curățenie și pază multă, domne. Pază, să fie omul liniștit, să plece, să vină seara liniștit de la servici, să stea în parc la ore târzii cu copilul. Aș dori ca și în celelalte părți ale orașului, adică pe celelalte străzi, să se mențină curățenia, în care sens ar fi de dorit ca toți oamenii să participe la această lucrare. Îmi place că sunt pomi cu verdeață. Nu prea îmi place comportamentul oamenilor care nu țin curățenie. Și găsim pe stradă oricând hârtii și alte produse care le aruncă și nu văd cutiile de luat gunoi ca să depozeze acolo ceea ce aruncă din buzunar sau din mână. Mai multe locuri de muncă pentru tineretul ăsta. Atât. V-ați dori ceva în plus să avem în oraș? În afară de locuri de muncă, evident. În afară de locuri de muncă, să fie mai multă verdeață, mai mult, ca să mai parc, mai bun, mai multe, ca să aibă unde să stai pensionar. Printre doleanțele pe care le exprimă oamenii apar întotdeauna cele mai acute probleme ale orașului. Chiar dacă ele trenează, giurgiuvenii le amintesc de câte ori au ocazia. Și câini puțini, câini foarte puțini să fie. Ar trebui foarte puțini câini, sunt câini mulți, nu poți să pleci pe stradă de ei. Deci asta ar trebui. Ce să vă mai zic altceva? Nu știu, poate că sunt mai multe de făcut, dar nu-mi dai eu seama acum. Mergeți în zona Istru, lângă cimitirul Haralambie și vedeți blocurile alea catacombă. E, alea strică jumate din aspectul orașului. Dar luați legătura, eu stau în zona aia, nu se poate.
A promis și domnul Iliescu, a promis și domnul Barbu că va la măsura în ce măsură. Ce-ar fi de dorit? Mai multe locuri, așa, parcuri, dacă s-ar putea. Pentru copii, mai ales pentru joacă. Aici m-am născut, aici locuiesc și oamenii sunt oameni cum se cade, orașul nu prea are viitor, pentru că eu am 4 copii. Toți copiii mei sunt plecați de acasă. Deci eu sunt numai cu soția. Dacă erau niște servicii cum se cade, erau toți aici. Noi nu avem investiții. Asta este treaba oamenilor noștri care nu sunt gospodari, oamenii care nu știu să orienteze și partea politică. Politicul trebuie să conducă acest lucru. Codul fiscal a fost adoptat ieri de către deputați cu 306 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și o abținere. Proiectul de lege cuprinde cea mai importantă măsură pentru economie, reducerea TVA de la 24% la 19% de la 1 ianuarie 2016. România trece astfel de la una dintre cele mai mari cote TVA din Europa la una dintre cele mai reduse. Camera Deputaților a aprobat ieri codul fiscal și codul de procedură fiscală cu 306 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și o abținere. Actul normativ prevede reducerea cotei standard de TVA de la 24% la 19%, începând cu data de 1 ianuarie 2016. Potrivit ministrului Finanțelor Eugen Teodorovici, aceasta este cea mai importantă măsură pentru economie, care se aplică prin adoptarea noului cod fiscal. România avea până la acest moment una dintre cele mai mari cote de TVA standard, 24%, și desigur una dintre cele mai mari medii de cote de TVA la nivel european. Printr-o astfel de măsură, prin aprobarea codului fiscal, astăzi România se va putea lăuda cu o cotă, una dintre cele mai reduse cote standard de TVA și una dintre cele mai mici medii ale cotei de TVA la nivel european. Impactul bugetar, pentru că se tot vorbea despre impactul pe care acest cod fiscal îl are, și aici vă pot spune că impactul estimat și calculat de Ministerul de Finanțe este de aproximativ 12 miliarde de ron. Este o sumă extrem de importantă, o sumă pe care statul român și Parlamentul, prin votul său de astăzi, decide să o lase la nivelul mediului economic, la nivelul pieței, la nivelul cetățeanului. Potrivit noului cod fiscal, impozitul pe construcții speciale va fi eliminat din 2016, iar cota unică de impozitare este prevăzut să scadă de la 16% la 14% de la 1 ianuarie 2019. De asemenea, o altă măsură inclusă în noul cod fiscal se referă la impozitarea pentru 24 de luni cu 1% a micro-întreprinderilor, în cazul în care sunt societăți nou înființate, au un angajat și minim 4 ani de funcționare. Cu un premier plecat în Turcia din motive medicale, cu un prim-ministru interimar și o conducere provizorie, Partidul Social Democrat și-a încheiat programul de guvernare. Declarația aparține liderului PSD de la Giurgiu, Nicolae Bădălău, care s-a declarat mulțumit de programul guvernului Ponta. 2 mari proiecte au rămas nefinalizate, revizuirea Constituției și reforma în administrație. Liderul PSD de la Giurgiu nu găsește niciun motiv pentru ca partidul său să plece de la guvernare, chiar dacă, spune el, în acest moment și-a încheiat programul de guvernare în sensul că tot ce s-a promis s-a realizat, mai puțin revizuirea Constituției și reforma în administrație. În săptămâna la conferință de presă a socialdemocraților giurgiuveni, Bădălău a trecut în revistă ultimele măsuri luate de actualul guvern, dar și cele care vor fi puse în aplicare în perioada următoare. Noi am salutat ieri, știți foarte bine, trecerea codului fiscal, prin care sperăm că mai devreme de 1 ianuarie se va reduce TVA-ul la 19%. Asta înseamnă că am ajuns exact la procentul la care PDL-ul a preluat guvernarea și care a reușit să le suce la 24%. Pragmatic, înseamnă scădere de prețuri, înseamnă că populația va mai plăti mult mai puțin pe obiectele necesare, pentru că deja alimentele erau la 9%, după cum știți. Și iată că o guvernare bună înseamnă o stabilitate economică și începe să
Începem, așa cum am promis în campanie electorală, să reducem și taxele. În viziunea lui Bădălău, actualului guvern nu se poate reproșa nimic, având în vedere că s-a reparat aproape tot ce a distrus guvernarea Boc. Mai sunt însă multe de făcut, mai ales la investiții, pentru că, deși sunt bani, Bădălău recunoaște că nu au putut fi cheltuiți până acum. Angajatorii care încadrează în muncă absolvenții ai unor instituții de învățământ primesc subvenții de la bugetul de stat. Prima condiție este ca absolvenții să fie angajați cu contracte de muncă pentru perioadă nedeterminată. Subvențiile se acordă angajatorilor timp de 12 luni pentru fiecare absolvent angajat, condiția fiind ca aceștia să fie înscriși ca persoane în căutarea unui loc de muncă la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. Astfel, potrivit legii numărul 76/2002, pentru fiecare absolvent încadrat în muncă, angajatorii vor primi următoarele sume: 500 de lei pentru absolvenții ciclului inferior al liceului sau ai școlilor de arte și meserii, 600 de lei pentru absolvenții de învățământ secundar superior sau învățământ post-liceal, 750 de lei pentru absolvenții de învățământ superior. Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată absolvenți din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar pentru fiecare absolvent sumele prevăzute anterior, dar timp de 18 luni. De stimulentele financiare menționate beneficiază angajatorii care încadrează absolvenți fără raporturi de muncă sau serviciu la data absolvirii studiilor, precum și cei care încadrează absolvenți de studii superioare care nu au promovat examenul de licență. În acest scop, angajatorii trebuie să încheie o convenție cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor. Angajatorii sunt obligați să mențină raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenților încadrați în condițiile anterioare cel puțin 18 luni. Angajatorii care mențin raporturile de muncă sau de serviciu după termenul de 18 luni primesc pentru fiecare an de continuare a acestor relații un ajutor financiar egal cu suma aferentă contribuțiilor sociale datorate pentru aceste persoane și virate conform legii. A vândut brânză fotbaliștilor și a ajuns patron de club. A fost paznic și s-a transformat în reprezentant al României în Europa. A înjurat ziariști și a devenit cel mai mediatizat om din țară. A chefuit cu președintele, apoi l-a renegat, iar acum îi cere grațierea. Numele și prenumele: Becali George. Povestea familiei Becali a început în sudul Albaniei, într-un sat locuit de aromâni. De acolo a plecat în 1928 Gheorghe Becali, bunicul lui George și al fraților Ioan și Victor. A ales să se stabilească lângă Silistra, în cadrilaterul pe atunci românesc. În 1946 au fost deportați în Timiș, iar apoi în 1951 în Brăila, în satul Zagna. 7 ani mai târziu, aici avea să se nască George, singurul băiat dintre cei 3 copii al lui Alexandrina și Atanase Becali. În Pipera au ajuns în 1950. Tase Becali a făcut avere din oierit, fiind furnizor pentru hotelurile de lux, pentru cetățenii străini din România, dar și pentru persoane influente care îl fereau de probleme cu legea. O parte din banii câștigați erau cheltuiți de George, alături de verii săi, în puținele baruri și restaurante din centrul capitalei. Din profitul obținut, a început să cumpere terenuri, inițial pentru a îndeplini visul tatălui său de a avea cea mai mare fermă din Pipera. Apoi a conștientizat potențialul imobiliar al zonei. În 1999 a făcut schimbul de terenuri cu APN. Un an mai târziu s-a lansat în politică și a ajuns la Steaua. În anii ce au urmat, George Becali a devenit unul dintre cei mai bogați și mai mediatizați oameni din România. Altă biserică! Eu nu pot să trăiesc fără brânză. Am 30 de oi care le mulg eu și mănânc lapte dimineața. Că eu, dacă nu mulg eu, nu mănânc. Eu trebuie să mulg ca să mănânc. Eu mulg eu, tai eu ca să mănânc, să fie curat. Vă jucați voi cu Gigi Becali? Bă, Gigi Becali, când zice atunci am ideea ferit în genunchi, dacă vreți, la revedere. Nu mai interesează. Să fiți sănătoși! A acumulat
800 de hectare de teren, a înjurat ziariști și a îndreptat portiera mașinii cu ranga, a ajuns europarlamentar și deputat și a fost anchetat, iar în 2013 a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare în dosarul lipsirii de libertate din 2009. Ulterior și-a dat demisia din PNL, devenind deputat independent. În urma unei condamnări ulterioare, această condamnare s-a activat și astfel mandatul său de parlamentar a încetat de drept la 20 mai 2013. Pe 3 aprilie 2015, George Becali a fost eliberat condiționat din închisoare după ce a executat o treime din pedeapsa de 3 ani și 6 luni. Stați liniștiți! O să vorbesc cu voi pentru că pușcăria m-a sporit în dragoste. Și o să vorbesc cu voi astăzi, acum, aici, cât vreți voi. Cine comentează circ e problema lor. Eu o fac din dragoste. Dintre episoadele celebre ale lui Gigi Becali putem enumera petrecerea alături de președintele Traian Băsescu. S-a făcut frate de cruce cu Ramon Calderon, președintele lui Real Madrid, l-a umilit pe Gică Hagi, despre care a spus că nu are față de steaua și s-a auto-intitulat Războinicul Luminii. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele știri ale zilei. Urmăriți în continuare informațiile din sport și meteo, iar apoi emisiunile Giurgiu înainte de toate și e timpul să vorbim. Eu sunt Florentina Dumitru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc numai bine! Aflată deja trecută în cantonament, Astra Giurgiu a întâlnit ieri campioana Sloveniei, NK Maribor, într-o partidă în care giurgiuveni au făcut ce au vrut ei pe teren. Capitanul Astrei, Constantin Budescu, a făcut spectacol la propriu în acest amical, în care NK Maribor, fostă participantă în grupele Champions League, a fost învinsă cu 3-0, după un hat-trick semnat de numărul 10 giurgiuvean. În prima repriză, Budescu a marcat un gol fabulos de Generic TV, direct din corner, specialitatea casei, apoi a împins o scăriță de efect după o pasă perfectă în fața porții dată pe contraatac de Enache. A urmat un șut puternic, ușor deviat din careu care s-a dus la vinclu și după această triplă, Astra a înregistrat un succes la scor de neprezentare în fața unui adversar valoros. Fără Alibec și Bodrin, menajați, elevii lui Marius și Mudic au făcut un meci perfect. Au marcat de 3 ori, au dominat destule perioade de timp un adversar puternic, au scăpat fără gol primit și mai ales au reușit un rezultat de moral. Au transmis prin mail cei din staful Astra. Așadar, NK Maribor, Astra 0-3 la pauză 0-1, meci disputat pe stadionul Beltinci, unde au asistat circa 300 de spectatori. A marcat Budescu în minutele 27, 52 și 59. Lotul echipei Old Boys Dunărea Giurgiu, care va juca mâine seară cu Old Boys Dinamo, este format din jucători care altădată făceau spectacol pe gazon spre bucuria suporterilor. Meciul de mâine reprezintă o continuare a unei tradiții pe care a inițiat-o fostul jucător Sandu Pantazi și alți câțiva inimoși colegi ai acestuia. Noi am început să avem o tradiție la acest gen de manifestări sportive. După cum știți, acum câțiva ani de zile am jucat și cu Dinamo București, a venit Universitatea Craiova, Universitatea Cluj a trecut pe la noi. Prietenii de la Alexandria și nu ne oprim aici. Acum vom disputa un meci vineri seara cu prietenii noștri de la Dinamo, care au mai fost, s-au simțit bine și iată că au răspuns invitației noastre. Astfel de competiții reprezintă și o bună ocazie pentru fostele glorii ale fotbalului de a face mișcare. Dragostea de fotbal nu dispare niciodată și mai ales de sport, nu numai de fotbal. Suntem un grup de prieteni care nu vrem să îmbătrânim, chiar dacă timpul trece peste noi. Și vrem să mai tragem puțin de timp, cum se zice. Suntem niște sportivi, niște fotbaliști cu greutate acum, chiar și la propriu, dar încercăm să ne mișcăm. Mâine seară microbiștii îi pot revedea pe gazon pe aceia pe care îi aplaudau altădată la scenă deschisă. Avem o echipă formată din jucători care au jucat de-a lungul vremii la echipele giurgiuvene. Ca să-i număr pe cine, să începem cu Vasile Pascu, care e cel mai în vârstă, Ursu Cornel, Mihai Gâscă, Ionuș Iurilă, Virgil Lascarache, Cătălin Ionescu, Vicențiu Dragomir și lista continuă. Veți vedea lotul la ora jocului pe stadion.
Din echipa giurgiuveană vor mai face parte portarul Ene John, Ion Tănase, Gigi Lungu, Marinel Vasile, Ion Boboc, Adonis Puiu, Sorin Ungureanu, Tibi Rebigan, Tonica Alexandru, Sandu Pantazi, Ion Dragomir, Gigi Oprișan, Nicu Ghiță, Marian Vulcan, Marian Enache. Antrenori sunt Viorel Leșanu și Narcis Coman. Meciul va fi arbitrat de giurgiuvenii Mihăiță Tănăsoiu, Petrică Vitan și Adrian Burcea. Marea problemă a atleților giurgiuveni rămâne lipsa unei piste speciale de antrenament și de competiție. Lipsa acesteia, sala de sport din complexul Marin Anastasovici este o alternativă, dar de multe ori acest spațiu se dovedește nepotrivit, găzduind în același timp antrenamente la atletism, box, tenis de masă, judo și alte discipline sportive. Antrenorul Marian Damian s-a obișnuit cu asta și deși știe că în acest fel atleții giurgiuveni nu se pot lua la întrecere cu alți sportivi mult mai bine antrenați, spune că antrenamentul trebuie să meargă înainte. Sunt destule rezultate, având în vedere condițiile de pregătire, care nu sunt deloc bune, nici măcar printre cele mai bune, sunt destul de dure, în parc, pe șosele, în tot felul de situații destul de grele, cu mașini pe lângă noi și în condițiile astea e destul de greu. La sala de sport am discutat cu unul dintre elevii antrenorului Marian Damian, un sportiv care se antrenează de ani de zile în aceste condiții. Discutăm cu Mihai Furtună, care are ca specialitate săritura în lungime. Care este recordul tău personal? Am făcut zilele trecute un record de 6,04 m, de 6,04 m în concurs. Cam asta e recordul. Cum ai ales tu tocmai proba asta? Păi după cam vreo 3 ani de viteză, m-am axat și pe altceva, am văzut că nu mai merge cu viteza, am decăzut la viteză și am zis să încerc și altceva și am zis hai să încercăm lungimea și lungimea a fost, am picat pe. Suntem la jumătatea anului, cum a fost aceste 6 luni de rutină? Păi au fost destul de bune, zic eu. La ultimul concurs am reușit să-mi îndeplinesc obiectivul care a fost să intru în finală. Dar din păcate în finală mi-a ratat toate săriturile și am rămas pe locul 12. Deci ultimul în finală, practic. Cam asta a fost. Acum pentru ce te mai pregătești? Acum doar mă întrețin ca să nu pierd tot antrenamentul și o să reiau din toamnă. Sala de sport de la Marina Anastasovici avantajează într-un fel alergătorii pe distanțe scurte. Pista este destul de bună, dar atleții nu au un sistem performant gen block start, dotat cu senzori, motiv pentru care trebuie să se adapteze și să pornească intuind multe dintre cerințele unui start corect. Enache Ștefan este sprinterul echipei. Care sunt probele tale favorite și cum te-ai clasat în primele 6 luni ale anului? Păi, proba la care, pe care o fac acum este 100 de metri plat, cu timpul de 12-26 cel mai bun. În iarnă am făcut 60 de metri și vreau să încerc și 200 acum. Înțeleg că te-au solicitat la Cluj, la o competiție. Da, campionatul național etapa finală de junior 3. Cum ai ajuns să fii solicitat acolo? Păi, mi-am fugit timpul pentru invitație, pentru primit 16 clasați. La nivel național, da? Vremea va fi răcoroasă în toată țara. Cerul va fi mai mult noros în regiunile sudice și centrale, unde pe parcursul zilei ploile vor fi frecvente și local însemnate cantitativ. În restul teritoriului, în prima parte a intervalului, vor fi înnorări temporare și va ploa local, mai ales la munte. Apoi cerul va deveni variabil. Temperaturile maxime se vor încadra între 16 și 25 de grade, izolat mai ridicate în estul țării, iar cele minime între 8 și 18 grade. Și la Giurgiu cerul va fi noros și sunt anunțate ploi, iar temperatura va fi în scădere. Maximele termice ale zilei nu vor depăși 23 de grade la Giurgiu și Comana și între 24 și 25 de grade la hotarele Mihăilești și Ghimpați. Vântul va sufla cu 16 km pe oră din direcția vest, iar presiunea atmosferică va fi de 761 mm coloană de mercur. Apele Dunării sunt în creștere cu 2-8 cm, cota probabilă 148 de cm, iar umiditatea aerului 66%.